la noi găsit! Eu sunt Elena și astăzi pregătesc pentru voi fursecuri de post, foarte fragede și gustoase, umplute cu gem de zmeură și gem de caise. Rămâneți cu mine să vedeți cum le-am pregătit! Pentru aluat voi folosi 300 de grame de făină, 250 de grame de margarină, 150 de grame de zahăr pudră, 150 de grame de nucă măcinată. Fursecurile le voi umple cu gem de zmeură și dulceață de caise. În total am aproximativ 400 de grame. Pentru a decora fursecurile, voi face o cremă din 200 de grame de zmeură, poate fi proaspătă sau congelată, 75 de grame de zahăr, 25 de grame de amidon și 40 de ml de apă. Să trecem la treabă! Pentru început, voi bate margarina și zahărul pudră foarte bine la mixer pentru a avea o consistență cremoasă. După ce am omogenizat bine, încorporez nuca și făina. Aluatul va fi destul de moale. Îl voi pune pe urmă într-o folie de plastic și îl voi da la frigider pentru 2 ore, 2 ore jumătate. Am incorporat foarte bine făina, cam în 3 tranșe. După cum vedeți, este moale aluatul. Îl voi pune acum pe folie de plastic și îl dau la frigider. După 2 ore jumătate la frigider, aluatul s-a odihnit, este momentul să-l frământ. Am dat drumul la cuptor să se încălzească la 180 de grade, în timp ce eu voi forma fursecurile. Pun un pic de făină pe plat, voi frământa 2 secunde. Țineți minte, este un aluat destul de moale și lipicios. Aceasta este consistența. Dacă simțiți că se lipește și că nu veți putea întinde o foaie, atunci puteți să-l întindeți între 2 foi de plastic sau foaie de copt. Ia să vedem. Voi întinde o foaie de grosime cam jumătate de centimetru, cam așa va fi. Voi întinde aluatul grosime aproape între jumătate de centimetru și un centimetru. Acestea vor sta foarte puțin la cuptor, 8-10 minute. Doar până când încep să se rumenească. Nu le lăsați să se rumenească pe margine, nu le lăsați să se rumenească de tot, pentru că se vor întări foarte tare după aceea. Cam aceasta este grosimea. Acum pot să le tai. Eu voi folosi această formă de floricică, însă puteți folosi absolut orice formă doriți. Le tai fără să le ridic de pe blat, pentru că aluatul fiind moale, mă voi ajuta cu un cuțit să le pun pe tavă. Am tapetat deja o tavă cu hârtie de copt. Le transferăm cu grijă pe tavă, folosindu-ne de o spatulă, de un cuțit, încercând să le păstrăm forma. Ele sunt foarte moi. Nu vă grăbiți la acest pas, mai ales dacă faceți floricele ca și mine. Am umplut o tavă, sunt gata să merg cu ea la cuptor. În timpul cât acestea stau la cuptor, voi pregăti o nouă tavă cu aluatul rămas.
Încep să prepar sosul cu care voi acoperi fursecurile. Așa, acesta va avea timp să se răcească. Pur și simplu, într-o crăticioară, pun zmeura, zahărul și apa și le fierb un pic. După 6 minute a dat un pic în clocot, are consistența aceasta destul de lichidă. Voi pune acum într-o sită și voi separa semințele de sos. Siropul rezultat îl pun din nou într-o crăticioară și voi adăuga un pic din amidon. Nu am foarte mult lichid, așadar nu voi pune tot amidonul, voi pune cam o jumătate de linguriță și voi mesteca energic. Acesta va îngroșa sosul. Îl las să dea într-un clocot și îl voi opri. După ce se răcește câteva minute, va fi numai bun de pus în poș și peste prăjiturelele noastre, ca și glazură. Fursecurile mele sunt gata, au stat 17 minute la cuptor. Sunt făcute un pic mai gros, de aceea timpul de coacere a fost un pic mai mare. Dacă le faceți mai subțiri, întotdeauna urmăriți când încep să se aurească pe margine. În acel moment le scoateți din cuptor. Nu le lăsați să se aurească cu totul, pentru că se vor întări atunci când se vor răci. Le las câteva minute să se răcească și apoi le umplu cu gem. Fursecurile s-au răcit un pic, este momentul să adaug gemul. Nu voi pune foarte mult. Fursecurile mele sunt foarte mari, cred că unul este de ajuns de porție. Acum depinde de mărimea pe care o faceți. Căutați să le potriviți. Arată foarte bine. Așa arată la acest stadiu. Urmează să punem glazura și să-i lăsăm un pic la odihnit. Am pus siropul într-un poș și decorez prăjiturelele. Fursecurile mele sunt gata, acum au nevoie de câteva ore să stea, să se întrepătrundă toate aromele. Mie mi-au ieșit 10 bucăți din acestea mari. Dacă doriți, puteți să le mai adăugați o căpșunică sau o zmeură aici, sau le puteți consuma foarte bine și așa. Vă doresc poftă bună și sper să le încercați! Nu uita să mă susții cu un like dacă ți-a plăcut și să te abonezi dacă nu vrei să pierzi următoarele rețete. Pe rețetele Elenei vă aștept în fiecare săptămână cu rețete noi și delicioase. Mai multe idei de preparate vă las aici, iar până data viitoare vă doresc numai bine!